Mulțumim pentru cântare. Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Vă felicit și eu, pe amândoi, pe Monica și George, în această ordine. Ladies first. Domnul să vă dea o căsnicie cu teamă sfântă în ea. Teamă sfântă. Înainte de a vă spune ceva vouă și celorlalți, am un cuvânt pentru socri. Socri mari, socri mici, Daniel, Ligia, Victoria și Marin. Știți că ei încep de astăzi o nouă casă, da? O nouă familie. De aceea și voi, părinții, trebuie să știți niște rânduieli. Am repetat-o mereu, viață ca păstor, și iată care este principiul relației, raportului între voi și ei de azi înainte. E foarte simplu. Niciodată în cale, totdeauna la îndemână. Ați spus amin, da? Greu să spui asta. Da? Le faceți așa cu expresia asta un, știu, apțibil din asta să-l pună cu magnet pe frigider și să nu-l uite. Pentru că multe probleme din interiorul unei familii tinere de aici încep. Amestecul care poate lua diverse forme. Deci, gata, predica mea pentru socri mari și mici, e încheiat. Mai vorbim la masă anumite lucruri. Acum pentru voi ceva. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, este versetul care va sta la baza meditației pe care o să o am pentru voi. 1 Ioan 4, 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Despre dragoste și frică vreau să vorbesc. Și asta pentru că, din experiența pastorală, am observat, mai ales în primii ani de căsnicie, că cei doi nu și-au rezolvat fricile. Intră într-o relație nouă, dar cu frici ascunse, nemărturisite. Și dragostea nu se poate manifesta deschis, plenar, dacă este inhibată de frică. Vreau să vă conving acum cum să scăpați de orice frică în căsnicie. Frica este de două feluri. De fapt, frica este, știți, un sentiment de neliniște, de anxietate, de agitație care e cauzat de prezența unui pericol. De aceea ne e frică. Poate fi un rău real sau uneori este rău imaginar. Unor oameni le este frică pentru că își imaginează răul, dar el nu este prezent. Asta e alt subiect. Dar am găsit și asta. Deci, frica e de două feluri. Există o frică naturală, protectivă, prudentă. Este normală și e binevenită. Pentru că trebuie să ne ferim de rău. Da, te ascunzi de anumite rele. Ce frică de pedeapsă. Noi venim cu Tatiana de la Timișoara. Mulțumim pentru Waze,
care ne avertizează unde e poliția. Am venit cu prudență. Deci e un gen de frică pentru orice șofer. E frică protectivă. Asta e foarte bună. Adică frica de autoritate. Trebuie să o avem în viața noastră. Toți. Autoritatea supremă în viața noastră este Dumnezeu. Tuturor oamenilor trebuie să le fie frică de Dumnezeu în sensul de respect pentru autoritatea lui Dumnezeu. Și voi trebuie să aveți un gen de frică, acest gen frică protectivă. Dar există al doilea tip de frică. Am numit-o frica paralizantă, opusă fricii prudente, protective. E frica paralizantă, e frica rea, irațională. Uneori se numește fobie. De fapt, ăsta e termenul grecesc. Adică e o frică care ne fură bucuria. Frică care ne copleșește, un sentiment care ne face incapabil de a reacționa așa cum ar trebui. De mici se spune, psihologii spun că ne-am născut cu două tipuri de frici. Acum, eu am 13 nepoți. Și avem un nepoțel ultimul de 5 luni. Minunat. Îl cheamă Rafael. Vă dau idei de nume acum, v-ați dat seama, da? Pentru că Rafael, știți ce înseamnă? Dumnezeu vindecă. Dar Rafael acesta e minunat. Copilaș, da. Are deja, începe să aibă, deși mai târziu se dezvoltă, două frici. Frica de zgomot, deja am văzut la el, cum cade ceva lângă copil, ați văzut cum tresare. Deci e frica de zgomot și frica de a cădea, de a aluneca, de a se lovi. Cu asta începe viața noastră. După aceea se adaugă tot felul de alte frici. Frica de singurătate apare. Am vreo două fete care aveau frică de păianjen. Frica de înălțime, aici mă intru și eu puțin. Există frică de eșec. Frică de necunoscut. Frica de viitor. Dar știți că dominantă este frica de moarte. Da, nu despre asta vreau să vorbesc. Acum vreau doar să vă convin că există frici, deci la plural, care ne paralizează viața când nu le putem controla, evident. Ei, această frică paralizantă poate fi folosită de cel rău să-ți domine viața. Să vă domine relația. Și Ioan ne spune că dragostea desăvârșită anihilează, izgonește acest tip de frică rea, paralizantă. Slavă Domnului! Trebuie să o ai însă. E un alt tip de dragoste decât dragostea, să zicem, de prietenie, dragostea erotică, dragostea de alt tip. Noi avem la fel tot felul de trăiri, emoții, sentimente. Se exprimă, noi le spunem că sunt dragoste, deși ele pot fi clasate altfel, dar cu toate acestea, cu toate că ne iubim și pe noi înșine, îi iubim și pe cei de lângă noi, totuși frica pătrunde, se strecoară în casele noastre, în patul nostru, se strecoară în mintea noastră. Ce să facem? Dragostea naturală, emoțiile așa pe care le avem, nu pot elimina această frică, nu pot distruge, izgoni. Rămâne acolo,
Pentru mulți oameni, acest tip de frică sau frici rele le domină viața. Așa cum a fost la primii oameni. Vă amintiți, Adam și Eva? Care au fost primele trăiri ale primilor oameni când au căzut în păcat și n-au ascultat de Dumnezeu? Le-a fost rușine și le-a fost frică. Acest tip de frică, zic, este acum cu noi. Acum, dacă te duci la psiholog, îți va sugera cum să scapi de frica aceasta. De mai multe ori am auzit sfaturi de acest gen de la alții. Ți se sugerează încrederea în tine însuți. Crederea în tine. Păi, ți se frică unde să mai găsești. Tocmai de aceea ai ajuns acolo. Pentru că resursele nu sunt în tine. Ce sugerează Ioan este că ai nevoie de o dragoste desăvârșită. Acest tip de dragoste noi nu avem. Eu îmi iubesc soția, îmi iubesc copiii, nepoții, iubesc frații, surorile în credință. Anumite grade, să știți că dragostea noastră nu poate fi la fel de intensă pentru toți. În funcție de relații și alte aspecte, noi avem anumite grade de iubire. Care poate fi curată, adică nu intră în competiție. De exemplu, dragostea pentru soția mea și dragostea pentru nepoții mei nu intră în competiție. E doar pe un alt palier al vieții. Când e vorba însă de dragostea pentru Dumnezeu sau dragostea de la Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Apostolul Pavel scria în Romani 5 că noi, zice credincioșii, am primit un alt tip de dragoste care a fost turnată în inimile noastre de Duhul lui Dumnezeu. Când noi am crezut în Dumnezeu, am crezut în Iisus Hristos, Mântuitorul Lui, fără să sesizez că nu trebuie neapărat să ai furnicături atunci când Duhul lui Dumnezeu intră în tine și toarnă ceva nou în tine. Un alt tip de dragoste. Exact acesta e termenul. Altceva. Un credincios, voi doi care sunteți deja dăruiți Domnului, ar trebui să cunoașteți acest tip de dragoste. Și ea este singura care vă va proteja de frici. Și ceilalți care mă ascultați și încă sunteți dominați de fricile rele. Nu veți scăpa de ele dacă nu va intra în voi dragostea desăvârșită pe care o toarnă Duhul lui Dumnezeu atunci când tu crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău personal. Atunci se resetează totul. Și când această dragoste intră în tine, izgonește frica. Mie nu mi-e frică, să știți, soția, plec destul de des, plecăm împreună mult, dar prin lucrarea pe care o am, draga mea, nici nu știu dacă mi-a fost frică vreodată. Uite, acum sesizez că am mare încredere în tine. Pentru că asta face, nu? Relația pe care o am cu ea îmi dă încredere. O iubesc. Iubirea întotdeauna se manifestă în ceva. Iubirea îți dă încredere. Pentru că relația pe care o ai cu celălalt, da, așează lucrurile. Elimină frica. Mi-e frică atunci când vin acasă să nu o găsesc acasă. Ba din potrivă. Ea știe regula. Când eu sosesc acasă, trebuie să am o ciorbă fierbinte pregătită. Am dat acum din casă.
Odată eram plecat, am plecat mai mult timp în străinătate, m-am întors poate după o lună de zile. Eram mai la începutul căsniciei cu Tatiana și îmi amintesc cel mai frumos lucru care, pe care mi l-a spus ea. Uite, și acum, după 17 ani de căsnicie, mi-l amintesc. Tatiana este a doua mea soție. Prima mea soție a murit în accident de mașină în 2005. După 2 ani de văduvie m-am recăsătorit. Și așa spun eu, Tatiana m-a luat pe mine, nu am luat-o eu pe ea. Dar în 17 ani de atunci am avut multe momente frumoase, dar pe câțiva ani, țin minte, m-am întors dintr-o călătorie lungă și am intrat în casă, am simțit atmosfera aceea specifică, izul familiei tale. Fiecare familie va avea un fel de miros, de gust, de știu, iz al ei specific. Și în timp ce îmi mâncam ciorba, fierbinte, ea stă, se uită lung la mine, poate nici nu-și amintește, și îmi spune, mi-a fost dor să râd cu tine. Oh! Asta-i expresia libertății în relație. E o dragoste adevărată, îți creează un spațiu de libertate, de confort, de pace. Pentru că dragostea elimină frica. Indiferent ce frici ar fi și când mai apar tot felul de semnale rele, amândoi stăm împreună. Da. De aceea, vedeți, până la urmă, dragostea, știți, nu e o chestiune de sentiment. Emoțiile voastre vor fluctua, vă asigur. Noi nici nu putem trăi sub aceeași presiune a emoțiilor zilnic. Vor fluctua, să nu vă îngrijorați de asta. Altceva important, dragostea adevărată este ținută vie de voință, nu de sentimente. Trebuie să vă disciplinați să vă iubiți. Să vă disciplinați, să existe o rânduială, așa, un fel de gimnastică a sufletului. Pentru că căsnicia voastră va fi dusă înainte de voință, nu de simțuri. De aceea, două gânduri practice. În primul rând, trăiți între voi cu o teamă sfântă. În casa voastră, adică, să domine evlavia. Asta e teama sfântă. E o teamă de Dumnezeu, de divinitate, de cel care v-a creat. Teama sfântă alungă teama necurată. Teama sfântă, să nu vă gândiți că este, un fel de groază. Nu, nu. Și când noi îl iubim pe Dumnezeu și spunem că ne e frică de Dumnezeu, nu spunem că ne e groază de Dumnezeu, ci avem respect pentru Dumnezeu. De aceea în casa voastră să fie teama sfântă, evlavia, ăsta să fie izul, etosul căsniciei voastre. Sper să mă invitați și pe la voi cândva. Și când voi intra, să zic, casa aceasta miroase a evlavie. Ce frumos! Așa să vă ajute Domnul. Deci această teamă sfântă va aluga teama rea. Și al doilea gând practic, recunoașteți-vă reciproc fricile. De pe acum. Nu știu dacă ați discutat deja, dar ele vin pe parcurs. Și parte a vieții voastre să fie aceasta. Să vă deschideți, să le scoateți la iveală de la început. Fiți realiști, spuneți lucrurilor pe nume și recunoașteți. Uite, astea sunt fricile mele. Pentru că mulți oameni nu-și pot trăi visele pentru că își trăiesc fricile. De aceea, dragostea
desăvârșită, trăiește în lumină, spune de la început lucrurilor pe nume și această deschidere, transparență, chiar de la început, vă va ajuta să trăiți liberi cu dragostea aceea confortabilă, minunată. Și această dragoste va acoperi multe. Am știu, George, că tu, fiind bărbat, îți va fi greu să recunoști că ai frici. Așa suntem noi. Dar și noi știm că, de fapt, e mai mult un camuflaj. Realitatea e că și noi, bărbații, avem fricile noastre. De alt gen, probabil, decât ale soțiilor noastre. Dar unde să le spui, unde să le rezolvi înaintea Domnului și înaintea partenerului de viață? De aceea discutați mai des. Vedeți, poate să mergeți la rădăcina unor frici, că toate fricile noastre au o istorie, undeva a început ceva. Povestiți aceste lucruri împreună. Până acum n-ați avut cu cine să fiți așa de deschiși. Uite, de acum aveți ocazia. Când vor dispărea aceste frici rele, dragostea va circula fără probleme în căsnicia voastră și va apărea încrederea și în Domnul și unul în celălalt. Transparența asigură dragostea curată și în familia voastră. Aceasta vă doresc. Domnul să vă dea o căsnicie transparentă, fără frici, să aveți o dragoste liberă. Dragostea liberă, apropo, nu înseamnă să poți face orice. Orice dragoste are limitele ei și limitele libertății noastre sunt date de relațiile noastre. Și veți înțelege amândoi care sunt și limitele în relație, dar veți fi sigur că frica nu va obtura dragostea curată în casa voastră. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.